Și ne pregătim pentru o minune care intră în familia noastră. Haideți să vă arăt și vouă. I-am pregătit aici. Am făcut curat prin casă, excepția patului pe care l-au zăpăcit copiii. Și aici o să stea ea la început, că e mititică. Bineînțeles, o să o ține mai mult în brațe, dar hai să vedem minunea, că e pe cale să apară. Și asta e fața mea de om bucuros și entuziasmat, abia aștept să vină. Stăm aici și așteptăm cățelul și Iubi, îl așteaptă și el, chiar dacă nu a fost de acord cu Nu, cățel. nu, eu nu aștept. Nu-mi rezistă, nu-mi rezistă. Eu când îi cer ceva trebuie neapărat. Abia aștept cățelul, nu mai am răbdare. Și ia uitați nășturașul meu! Ia uitați nășturașul meu! Vai de mine, vai de mine, că e atât de iubăreață, de când am luat-o în braț, a început să mă pupe non-stop, uitați-vă la ea, uitați-vă la ea și mergem acasă acum, inimioara mea, mergem acasă. Vă pupăm, vă pupă Bonnie, cred că Bonnie o să-i rămână nume, vedem, mai ne gândim încă. Ia fuge purazule, fuge purazule. Hai să fugim, hai, hai să fugim, haide, haide, hai. Hai, opa! Opa! Uite minune, uite minune, uite minune mică. Uite minune mică, doamne, ce mică este, doamne, 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 doamne. Ți-i place în grădină, ți-i place în grădină. Uite, adorabilă, nu mai pot de dragul ei. Hello și bine ați venit la vlogul despre Bonnie. Cred că Bonnie o să-i rămână până într-un final, nu știu. Deocamdată spunem Năsturel, în pedigree o cheamă Cristin, dar nu ne place Bonnie. Deci vreau să vă arăt în acest țar, da? Aici are ea o păturică. Aici este ea, uitați-o. Și tocmai ce am schimbat pledul, cel folosit este aici jos, să știți că a făcut pipi pe el de 3 ori, este foarte ascultătoare, noi avem grădina aici aproape și o scot afară destul de des, chiar face, acum seara am scos-o, a făcut pipi, caca și am intrat în casă, am aplaudat-o și cred că a înțeles că acolo trebuie să facă. Pentru că deja începe și plânge în pătuț când ar vrea să facă ceva și este un semn bun. Avem 4 luni, așa că prima zi a fost absolut excelentă, excelentă. Astăzi a fost prima zi cu ea.